Salut la toți, eu mă numesc Nicoleta și este un nou video pe canalul meu de YouTube. Și astăzi avem reacții la Hai să ne căsătorim. La ultima reacție pe care am postat-o, ea a nimerit în recomandări pe YouTube și foarte multe comentarii negative. Majoritatea sunt de genul, pentru ce tu comentezi, deși comentezi, comentariile tale deranjează, încurcă. Of, eu special, la început de fiecare video spun... Cine dorește să privească împreună cu mine, rămâne aici, la mine pe canal și privim împreună. Cine nu dorește, nu vrea să audă comentarii, eu las linkul în descriere. Voi accesați linkul și vă uitați la video fără mine. Eu asta menționez la început de fiecare video. Și eu nu înțeleg ce oamenii continuă să privească cu mine dacă lor asta nu le place așa de tare. Nu vă place? Special las linkul, fiindcă eu înțeleg că nu la toți asta le convine. Eu, la fel, primele dăți când am început eu să privesc reacții pe mine, mă deranja persoana care stătea și comenta. Dar cu timpul, eu nu pot să mă uit la video simple, mă uit mai des la reacții. De aceea, fiecare... Ia că a venit bileașca la mine. Măi, bileasca, măi. Ia uite cine a venit la mine. De aceea, eu înțeleg. Cuiva îi plac aceste comentarii. Acest format, în general, te face să te simți de parcă nu ești singur. Tu parcă stai acum și privești cu cineva. De aceea, la unii oameni le place acest format, la alții nu le place. Și eu vă îndemn la oamenii care nu vă place, dar vă interesant subiectul, accesați linkul din descriere și gata. Și s-a rezolvat problema. Și, la fel, erau comentarii de genul du-te la muncă. Răspunsul meu este... Puta, în viața asta să lucrez, blea! Eu nu mă născut, blea, să lucrez! Eu... Nu vă faceți griji de starea mea financiară, eu de foame nu mor. Îmi permit chiar odată în lună să mă duc să mănânc la cantina Galbenuș. De aceea, la mine totul este în regulă, nu vă faceți griji. La fel, eu v-am spus că acum nu prea am timp să filmez, nici pe TikTok, nici pe YouTube, fiindcă eu acum lucrez la teza mea de licență. Am de făcut și o lucrare practică care e 1,20 m pe 90, adică imaginați-vă, e destul de mare și necesită multă muncă. Dar apoi, după ce am sinteza, am să am mai mult timp liber și am să filmez mai mult pentru voi. Și începem! Nu uitați linkul la video... Original, de la Hai să ne căsătorim, este în descriere. Accesați-l dacă nu vreți să privim împreună. Începem! Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori! Bună seara, Lenuța! Bună seara! Postul de televiziune Orizon TV. Sunteți în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim, iar eu sunt Lenuța Gheorghiță. Faceți-vă comos, pentru că dăm start acestei ediții în care încercăm să unim destine. Din start, facem cunoștință cu potențialii noștri miri. Avel! Iar Avel! Eu nu știu, la câte video am făcut reacții de la Hai să ne căsătorim, practic în fiecare era Avel. Eu nu știu de câte ori el deja a fost la Hai să ne căsătorim. De vreo 5 ori, de vreo 6, eu nu știu. Dar cât se poate? Apropo, el mă tin că e în ochelar de la Patria. Constantin și Stanislav. Heroina este Ana. Stanislav tot îmi pare cunoscut. Poate el o mai fost la fel. Maria, faceți-vă comod să vedem. Unim orba destine. Ana Maria, la momentul de față, învață la universitate, la Facultatea de Psihopedagogie. Știe să cânte la pian și să danseze feeric la petreceri. Zilnic luptă cu procrastinarea, deocamdată fără succes. Își preîntâmpină viitorul soț că dacă ea și-a băgat în cap să facă ceva, nimeni și nimic nu o mai împiedică. Și dacă lui nu-i va fi pe plac vreo rochie, fiți siguri că Ana Maria tocmai pe asta o va purta. Afirmă că, deși despărțirea de fostul iubit s-a cam lăsat cu supărări, în inima ei întotdeauna va rămâne loc pentru acel fior de dragoste. Ana Maria, bună seara! Bună seara! Ne bucurăm extrem că te revedem. Ce întâmplă? Te revedem. Ea vine nu prima dată. Prin viața ta, ce schimbări ai avut? Am început să fac cursuri de make-up. Așa? Da. Dar când le reușești? Pentru că eu știu că tu erai, învățai la universitate în anul întâi, ești la psihopedagogie. La psihopedagogie. La ziuri, la fără frecvență.
Zi, sunt la zi. Și cum le reușești? Cum e? Că tu ești o întrechipare a unei fete de 22 de ani care le reușește pe toate. Povestește-ne. Da, eu învăț, îmi fac proiecte. Mereu, până acum am învățat și mereu după universitate învăț. Și a doua zi prezint și cam așa decurge ziua mea. Concomitea mea de astăzi fieric la petrece. Da. Ce înseamnă fieric la petrece? Ce nu faci? Nu te îmbraci în pasărea aia fenix, în ce te îmbraci? Nu. Ia zi. Dansez la techno, pur și simplu. Pot să dansez 16 ore, pot să dansez 20 de ore. În continuu? Da, pentru că muzica e foarte bună. Ana, de unde atâta energie? De unde? Eu la mie 22 de ani ridic 3 scări și gata, eu mă neduș. Să dansez 16-20 de ore. Ce zagadășină. În ne este какая-то zagadcă. La faptul că îți place să dansezi, tu ai ajuns să faci psihopedagogie. Cine te-a îndrumat să alegi această facultate? Oh, eu singură. Eu am învățat și la business și administrare și am învățat și la marketing și... Când le-ai reușit? Eu am 22 de ani, dar da, după 19 am terminat școala și am înțeles că nu este al meu și... Adică tu câte un an ai învățat acolo și ai înțeles că nu, acele nu-mi plac, vreau la psihologie. Da, și psihologie îmi place, într-adevăr. Apropo, eu de asemenea, după ce am absolvit școala, am învățat un an la AMTAP, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Am învățat un an, am avut o medie, pot spun, destul de bună și totuși mi-am luat documentele de acolo și am plecat. Eu pur și simplu m-am dezamăgit și de aceea mi-am schimbat specialitatea. La fel am continuat studiile în domeniul artelor, doar că nu muzică, dar arte plastice și design. Tu ești sigură că tu ai să finisezi psihopedagogie și ai să lucrezi psiholog? Poate. Da, da? Chiar pedagog de copii. E foarte mult săgetător în harta natală, foarte mult. Și de obicei săgetătorii și foarte bine se realizează în psihopedagogie. Dar dacă ți-ți plac copiii? Nu. Nu? Nu-i plac copiii. Sunt ca să primească mult hate. Ai 22 de ani. Da, da. Vin cu el la 36 de ani. Da. Bun. Ana Maria, tu mi-ai fost în cadrul acestei emisiuni. Viziunea s-a mai schimbat la faptul că zice... Da, o spus cinstit. Nu s-o temut să spune cinstit. Cauți un bărbat care nu cumva să-ți spune că nu îmbracă, nu îmbracă rochea asta, că altfel te determină tot pe aia să o îmbraci. Ce schimbări au fost din alea private pe care noi deseori le voalăm? Nicio schimbare. Tot așa. Da, mai ies cu băieți, dar nu prea îmi place să ies cu băieți, am pierdut. Observ că ea când vorbește se uită doar în jos. Adică îi explic ceva și se uită doar în jos, nu ridică privirea la prezentatoare. Interesul ăsta deja. De ce? Nu știu, prefer să stau acasă singură, să mă joc. Să citești ceva. Să mă joc, stați că aici am rămas în suspans. Mă joc cu ce? Jocuri la telefon. Dar spune-mi, dacă tot ai fost în cadrul acestei emisiuni, cum a reacționat oamenii care te cunosc pe tine privat? Oamenii nu vorbesc din aia care online, cu online sunt când duci trenul și pământul. Ia zi tu, oamenii care te cunosc pe tine. Ce au zis? Au zis că le-a plăcut emisiunea, că nu înseamnă deloc cu tine, de obicei tu când ești cu noi nu ești așa. Am făcut un ieșit cu cineva și s-a continuat relația? Am înțeles că nu a continuat, deoarece că ai venit înapoi. De ce nu a continuat? Ce s-a întâmplat? De ce nu a mers? Nu am ieșit cu viața cealaltă pentru că nu mi-a plăcut de el. El te-a ales. Da. Dar el te-a sunat, te-a invitat la... Nu, mi-a dat o carte de vizită, dar eu am pierdut-o. Zi-mi, te rog, dacă ne raportăm. Înseamnă că nici lui nu i-ai plăcut prea tare dacă el ți-a dat doar cartea lui de vizită și nu a cerut numărul tău sau... Cred că putea să te găsească pe rețele de socializare. Cred că a fost reciproc. Putem la ceea ce înseamnă sentiment, dragoste. Ce s-a întâmplat cu relația ta anterioară, de care spuneai că nu a mers? De ce nu a mers? Era gelozie mare când sunt din partea cui? În ambelor părți. Aspăț o cuceresc. Asta la 100%. Zi-mi tu despre viața. Bravo, Constantin. El e încrezut în sine. Încrezător. Da, uite privată. Eu m-am informat, adică nu doar eu, dar noi știm din ancheta pe care de-altă tu ți-ai scris-o. Mama ta este administrator la un teatru de operă și balet. Da. Așa. Dar tatăl tău este de... Este preot. Preot. În Italia. Preot în Italia? Cum e?
Eu cu el așa vorbesc rar. Cum reacționează când te vede pe tine, aspectul tău? Cum îți spui asta, că eu știu că fetele astea la biserică, care mai ales sunt crescute într-o religie anumită, sunt foarte timide, nu se machiază, cum? El e contemporan. Exact, tu ești versător și tăticul vezi foarte contemporan și este un preot contemporan. Acum înțeleg de unde ai așa mult săgetător și simțul dreptății și echității este foarte, foarte dezvoltat la tine. Dar zi-mi, te rog, dacă tata preot, tu ai avut o relație frumoasă care a durat 3 ani, cum v-ați despărțit? În ce relație sunteți în prezență? Că deseori sunt cupluri care ar tot și gata, am uitat și nu-l mai țin minte, nici nu vreau să-l țin minte. Și sunt oameni care lasă loc de bună ziua. În cazul tău, ce întâmplare a fost? Întâmplarea a fost că i-am trimis poze stranii. Tu i-ai trimis? Da, i-am trimis poze. Ce fel de poze? Dar pentru ce i-ai trimis poze stranii? Interesant. Poze stranii. Eu cu Mickey Mouse, eu cu... Ți-ți place să provoci. Da, eu l-am provocat în orice caz. I-am trimis poze stranii cu doi băieți. Am spus că după așa provocări noi nu obținsem împreună, că mie dacă mi-ar face așa mi-ar fi foarte tereros. De la niște poze? Da, eu credea că e adevărat. Eu așa am făcut să fie. Vrei să-l încerci să vezi dacă este... Ele cred că nu au observat că ea a spus că pozele erau cu mai mulți băieți. Cred că la nimeni nu o să-i placă. De exemplu, băiatul să trimită prietenii iubitei sale poze cu mai multe fete. Voi cum ați reacționat? Eu foarte negativ, de exemplu, și pot să-l înțeleg și pe dânsul, că a reacționat negativ când vede poze că iubita lui cu mai mulți bărbați și special îl provoacă. Adică asta e straniu. Este o persoană de încredere. Deja l-a încercat, deja și l-a părăsit. Am vrut să răzbun și asta a fost degeaba. Răzbunarea nu este ok. Da. Da? De-aia suntem oameni, suntem semini, suntem, nu suntem patrupezi, suntem oameni care avem cultură, putem să discutăm orice probleme să discute, ca să știi. Da. Zi-mi, te rog, referitor la faptul că ziceai că cauți un bărbat care să nu depășească vârsta de 40 de ani. Dar pentru mine și 40, 22 și la 40, a luat. Nu, da, spunem diferența, e destul de mare, practic de 2 ori, dar nu știu. Poate dacă bărbatul să arăte să se îngrijească, poate să arăte de vreo 30 ceva, nu știu. Depinde de, asta totul depinde de modul lui de viață, dar oricum mie îmi pare diferența destul de mare. Trăiești cu tătuca. Da. Nu ești toarnă că doar mă băuți răclet. Eta n-am tot ce-a spus? Da. Dar cum a reacționat mama? Ea a spus numai mult de 40. Ia uitați cum au parafrazat. O spus că e gata, e vrea de 40 de ani. O spus până la 40. Da, de exemplu, care are 40 și să vină un potențial miritor 40 de ani. Sau, ce o să spună mama? Așa, strani s-ar uita, că ea știe că eu ies mai mult cu băieți mai mici ca mine câteodată. Eu când eram la vârsta ta, eu nici nu mă gândeam despre 40 de ani. Dar tu de ce ai pus asta? Ce te atrage în bărbații maturi? Dar depinde, nu toți la... M-am întâlnit să dați cu un băiat de 36 de ani, dar el era așa... Și la bărbat e bărbat, a trezit chiar din nou, nu băiat. Era infantil? Da, era așa, nu arăta 36. Dar cum ar trebui el să fie ca ție să-ți placă? Cum trebuie să fie un bărbat care să te atragă? Carismatic. Bogat? Nu chiar. Intelectual bogat. Da. Păi, de ce nu se uită deloc, nu ridică privirea? Vorbești cu masa, vorbești. Cu cine vorbi, aceeași muzică să ascultăm, să ne ducem. Dar ce muzică asculti tu? Techno, underground, american rap underground. Dar dacă el nu o să asculte muzică, asta atunci... e, nu. Nu merg. Voi să vedeți cum stă mobiliașca la mine în braț și cum doarme? Și încștoar și fata? Ei! Fii cu minte fata asta. Opa, s-o trezăt. Nu mergi deloc. Pentru tine este important, fiind versător, să fiți pe undă totuși, da? Și să aibă și să rezonați și la aspectul intelectual și la aspectul valorilor. Deci, cred că nu contează așa mult vârsta, cât va conta totuși să fie o persoană în care să ai încredere și care ar putea să-ți conțină toate provocările tale și răzbunările tale, dacă este necesar. Știți ce mi-ar fi interesant? Ea doar a spus că au făcut cursuri de make-up artist sau ceva de genul. Să întrebi opinia ei despre machiaj, adică să comenteze machiajul, de exemplu, la prezentatoare, ea să-și spună punctul ei de vedere, așa, mai profesionist, nu că nu-mi place așa, nu-mi place așa, dar să spună ea că aici e corect, aici eu nu știu, eu nu cunosc termenii de care le folosesc make-up artiștii, dar mi-ar fi interesant cumva să comenteze. Dar
Dar este foarte important ca persoana să fie cu tine, să rezoneze. Dar apropo, cu cine stai tu? Dar eu înțeleg că asta nu este chiar corect și nu ar accepta prezentatoarele că cineva pe dânsul să le comenteze, mai ales că poate spune și ceva negativ. Mama. Cu mama stai? Da, eu am trăit singură la vilă 3 luni. Nu mi-a plăcut deloc. Și am vrut să mă mut singură, dar nu... Dar de ce nu ți-a plăcut? Pentru că trebuie să ai grijă de tine, trebuie să cumperi tu, trebuie să faci tu mâncare, trebuie să-ți pui hainele, dar așa cu mama e cel mai comod, nu? Nu, mama nu face asta, eu fac asta, dar mă simțeam singură foarte tare. Am avut depresie și în Irlanda, când am plecat, tot eram fără mama și am avut depresie, plângeam. Deci da. Sigurătatea nu este compatibilă cu tine, corect? Bun, Ana Maria. Dar pentru ce ai plecat tu în străinătate? Ce căutai tu? Dacă tu deja ai început studiile aici, pentru ce ai plecat? Ei ți-o zis omul că învăță un pic acolo, după aia a plecat. Este în căutare de sine. Da, în căutare am fost. Gen că să-mi fac american pașaport irlandez și să mă duc în America fără viză. Dacă și pentru? 5 ani. Pentru? Să se găsească. Da, să călătoresc acolo, să... Călătoresc toată lumea. Unde tu te vezi peste 5 ani? Cred că într-o țară scandinavă, spre exemplu Olanda, îmi plac țările scandinave. Apropo, un moment doar, despre, dacă vreau, tu ați menționat aspectul călătoriilor. Într-adevăr, în harta natală, viitorul tău soț, partener, poate fi de altă naționalitate și da, să locuiți peste hotare, să locuiești peste hotare. De-aia nu știu dacă astăzi... Interesant. Da, vom vedea astăzi. Poate ai noștri, vor să imigreze. Să vedem. Eu la sigur știu că orice vei să face realizat printr-o dorință imensă. Noi îți mulțumim că ești în cadrul acestei emisiuni și ne-am bucurat și mai mult dacă ți-am găsit sufletul pereche. Între timp, așa cum evoluează această emisiune, vrem să-l cunoaștem pe potențialul Miri cu numărul 1, să vedem dacă este cel mai compatibil cu eroina noastră. Hai să-l cunoaștem. El vine de-am călătorit sau acasă, de-am iată câte ori a fost aici. Добрый вечер. Привет. Меня зовут Авель. Спасибо. El și-i bat? Ce-a fost asta? Букет тебе. Ты готова его принять? Да, конечно. Прямо сейчас? Авель, și cu tine? Adică, прямо сейчас. Dar când ți-l dai? Foarte straniu, foarte straniu. Da. Eu după asta nici n-aș lua buchetul ăsta. Uitați-vă și de greu l-a dat, nu vreau să dai drumul la flori. Я помогу тебе спуститься. Давай. Fata e în șoc. Слушай, здесь очень опасные ступеньки, вы на каблуках. Да. Aveli, 23 de ani, tiktoker și expert în bere, consideră că știe absolut totul despre bere. În afară de promovarea delicioasei licori, se ocupă de cumpărarea și vânzarea acțiunilor la bursă. Îi place odihna activă, cluburile, călătoriile la mare și la munte și mai scrie și versuri. Recunoaște că atunci când iubește pe cineva, iar persoana respectivă îl iubește ca răspuns, își pierde interesul. Îl interesează mai mult. Iată, cu barbă este mai bine, nu? Decât fără. Așa îmi pare mie, cel puțin. Mult lipsa de simpatie față de el. E mândru de două lucruri din viața lui. De faptul că de la vârsta de 17 ani locuiește singur și de cel că un video din TikTok-ul lui a adunat mai mult de 1 milion de vizualizări. Despre povestea lui de iubire, Aveli a relatat următoarele. Relația a durat 2 luni, dar prietena l-a părăsit pentru că, după spusele ei, el se comportă ca un copil. Abil, bună seara și bine ai revenit la platoul de filmare. Bună seara! În această seară văd că te-ai îmbrăcat și te-ai deghizat în mire și ți-ai luat și vornicelul cu tine, da? Asta e my friend. My friend care o să fii vornicel. Văd că ți-ai pus buchet de mire. Вы где взяли вообще этот реквизит, скажите? Знаете, у меня такое ощущение, как будто я вот какое-то кино смотрю, кустурицы. А еще Верка Сердючка выходила с этой, с бабушкой, со своей. У них форма одежды номер 2. Одеваемся так на свадьбу, потом одеваемся на похороны. Мы прямиком на свадьбу, которая сейчас произойдет. Мириаса есть. А ты уже прям решился. Естественно, даже друг. Мы решили уже... Букету, но в Русел Дэй, да, Демиряса врезу ей. Пожалуйста, а очки, которые вот в кинотеатр ходят смотреть стереофильмы, ты таким образом лучше видишь нас? Я просто хотел показать, что я уже достаточно ты взрослел, богатый. Да? А, и богатый, могу позволить что можешь позволить купить себе очки за 25 лей.
фильм посмотреть. И фильм посмотреть. Он на невесту смотрит. Гениально. Просто, когда я в очках, она кажется мне ближе. Многограннее. Поэтому как-то комфортнее. Eu, pentru ce care ne urmăresc cu chiar acum de pămicile crani, dar și pentru tine, Ana Maria. Abel mai are o soră care a mai fost și ea în cadrul acestei emisiuni și el este un bărbat foarte destone. Să știe că el are o latură aparte. De la 17 ani, el se bucură și zice că este un om realizat, locuiește de sine statător singur el și câștigă din vânzarea acțiunilor la bursă. Concomitent, este și TikToker. Zi-mi, te rog, Abel, cât... Eu, de exemplu, mi-a nimerit în TikTok un video, live-ul lui Avel și el atunci era la lucru, el lucra într-o birărie, lucra barman. Adică face el bani din asta, nu cât e următoarea platforma TikTok? Este de mult chiustărievșă informație. Uh-huh. Renovează-ne, te rog, povestește-ne. Сейчас я занимаюсь, я риэлтор, и продаю сыр. Сыр? Риэлтор продает сыр. Беляш, он же пут форти бруск с мааташи. И у тебя лунгде еще так ештерет. Минимум куршаму. Нцелеч? Я торшу лякан микрофон. Eu te alung dacă ești ră. Ești ră? Nu, e nu-s liniște, ești minim o mușcă. Gata, du-te de-și. Abel, tu ai venit în cadrul acestei emisiuni cu cel mai bun... Nu comentați deloc asta, că el e realtor care vinde cașcaval, agent imobiliar? Păi, tu cu care faci confesiuni. Sebastian, 20 de ani. Bună seara. Bună seara. Ce legământ aveți? De unde până unde și de câți ani vă cunoașteți? Noi s-a avut знакомă уже около 2 лет. Познакомились, когда он был, так сказать, экспертом по пиву. Он работал в пивнушке, мы пришли с друзьями за пивом. Нормал, de la bere trebuie la cașcaval, de la cașcaval la salam și vita. Все связано. Познакомились в пивнушке, так сказать, и уже оттуда закрепилось и общаемся, дружим с тех пор. Зинтер Себастьян, tu cum crezi? Ирина noastră frumoasă, Ana Maria, este... Да, Константин a venit singur. Потребита пентру Авель. Да, я думаю, они подходят друг другу. Понял, что она занимается музыкой. Кроме этого, она любит танцевать. И Авель тоже творческий человек. Вот, да, как у тебя мантраша моду миряса, ты пришел с кинти танцезы. Беляшка! Фата биа подим пахар. Дути тебя еще. Дути. Да, че не сфак манкари? Че не скштишь бань? Пусть уже они решают. Угу, вон. Ну, Ана Мария готовить умеет хорошо, нет, насколько я знаю. Ничего, нет? Мы научим. А ты же сказала, что мама я не готовит, готовлю. А готовишь ты. Ну, так я готовлю, потому что я люблю пицца, макароны с сыром. С сыром, опа, все. Сыр. Опрес легатура. Сыр. Ну, в общем, что тебе сказать? На ворог, ну ворбец при манкаре, к ней не фами. Жених у нас интересный очень, тучно, скучно вам не будет. Мне кажется, одну волну вы словите точно. Наверное, да, если ты слушаешь музыку, которую я слушаю. Ну, задай же ему вопрос, пусть он тебе ответит. Да, ты слушаешь Suicide Boys. Конечно. Твой любимый трек. Дракула, Рамштейн, конечно, классик. Бонс. Да. Любимый трек Suicide Boys? Париж, конечно. Нет, это все говорит Париж, значит, ты не слушаешь их. Ну, ел, ну и гата пентру релати, ел и... Ну, что? Сколько денег ты зарабатываешь? Так, честит, им порем пик страню, кум с компорты миряса. Перманент стыш, фаща, шо? Пунец и техно, да, сез. Тысяч в месяц. 20? Да. 20 тысяч есть, да? 100%. Евро. На что ты тратишь деньги? В основном я трачу деньги на развитие, на приумножение того, что у меня уже есть. Да чай-то? Сыр. Влаживаю что-то в квартиры и продаю их. Ана Мария, то здесь? Я твой. Де экземпл, пчи келтует тел моему сбань. Я пчи. Я де экземпл, пи манкари. Я вам обсуждаю, я пи манкари, келтует мой мульт. Дар вой пчи келтует. Беляшка! Я не мананк каштели. E ca să te mai lăs eu vreodată cu mine să te uiți la reacții. Noi până mâine așa, stăm și așa ne uităm. Dă drumul! Șereți scuza, măia, din cauza ta ne oprim de sute de ori. Șereți scuza. Ia ca așa.
Gata, e microfonul ei. Ești heroina principală, tu ești prințesa aia care alege, care culege. Pune-o, te rog, la câteva întrebări, pentru că ia ca depășim și o să trebuiască să le invit la surpriză. Bine, ție ce mitologie îți place cea mai mult? Ea nu se iază nici. Ce-a întrebat? O leacă înapoi de-am? Pune-o, te rog, la câteva întrebări, pentru că ia ca depășim și o să trebuiască să le invit la surpriză. Bine, ție ce mitologie îți place cea mai mult? Ce mitologie îți place cel mai mult? Nu, iată pe voi să vă întrebe persoana pe care prima dată o vezi în viață. Bileașca, eu! Eu te dau afară, muș, Господи Боже мой. E o întrebare foarte stranie. Chiar altceva nu ți-e interesant, ci mitologie? Și? Я не связан никак с этим, если честно. Ты вообще читаешь книжки? Развиваешься? Путя с Антреби, Антрадивер, Чикерс читаешь? Какая ультима карта читит? Какая рекоманда? Какой фильм у Луи преферат? Музыка преферат, какая Луи? Да ну еще митологии. Ну что, че хобби мояри? Трэш. Или влаживаешь только? Я не помню, когда последний раз читал книги. «Мальчик в полосатой пижаме» была последняя книга. Полгода. Dar păi stai că e din liceu, asta e din programa de la... Nu știu. Pune mâna pe cartea, Avel. Da, bună. Bună, eu nicitala. Nicitala, văd prăcitai. Întreabă despre mitologie. Îți place mitologia? Ești pasionată de mitologia scandinavă? Da. Seamnă cu Odin el sau nu? Nu. Deloc, mai mult cu Odin. Ia spune o carte despre mitologia scandinavă. Vreun autor ceva. Da, exact, cu Loki. Asta vreau să zic. Кто бог любимый? Кто бог любимый? Бог любимый? Я не верю в Бога. Опа! Антихрист. Сюда. Потому что папа священник. Че скузы кариб? Антрадивер. Тата преот, я ну креден Думнезев. Foarte straniu, Catare. Dar cum adică așa? Eu cred în ceea ce văd. Eu cred în lună, în soare, în planete. Cum reacționează statul tău când îi zici că nu crede în bunul Dumnezeu? El știe. Ea este o provocare pentru familie. Ana Maria, Avil este născut în semnul zodiacal Scorpion. O zodie foarte nu simplă, însă se află în sfera finanțelor. Ceea ce, cum să-l caracterizez eu din perspectiva sau latura așa mai constructivă. Băiatul ăsta, bărbatul ăsta, momentan și pe viitor, niciodată nu o să rămână fără bani. Deci el tot timpul va căuta posibilități de a-și întreține familia, de a investi în familie. Deci este un... Dar oricum am impresia că el prea rapid sare dintr-o sferă în alta. Ba expert în bere, deja e agent imobiliar, ba e trader, nu știu, așa de multe au fost enumerate. Prea rapid el sare din una în alta. Scorpion de asta pământea. Dar în același timp, după cum vezi, stă foarte bine la capitolul simțul umorului și are un sarcasm deosebit. Bileașca, faci masaj la pat. Продължаем. La finele emisiunii am să-mi expun opinia vis-a-vis de compatibilitatea voastră. Dar pe Avel cunoaștem și dintr-o altă latură. Vine dintr-o familie absolut fantastică. Avel, mulțumim pentru prezență alături de prietenul tău, Sebastian. Tu știi deja regula acestei emisiuni, așa că este momentul potrivit în care vrem să te invităm la cenă, cu siguranță vrem tot să vedem. Hai, Avel, uimește-ne cu surpriza. Surpriza pentru mine e cel mai interesant moment din emisiune. Vedem ce surpriză ai pregătit pentru eroina noastră. Succese mari! Еще раз здравствуй. У нас есть песочные часы, карточки и лимон. Мы переворачиваем часы, начинаем угадывать песни, которые находятся на карточках. И если ты не сможешь угадать песню, тогда придется кушать лимон. Ты задаешь одну карточку мне, я одну карточку тебе. Хорошо? Все понятно? Да. Переворачиваем часы? Давай. Пойдем. Я начну, чтобы показать пример. Начнем со второй строчки, допустим. Внутри мартини, а в руках бикини. Да, цвет настроения синий. Молодец, ты угадала. Хорошо. Сейчас твоя очередь. Ты лимон пропустила на этот раз. Ветер плачет, за окном тихо. Болью отзывается во мне. Вечер плачет тихо. Ну, Кларк ел штит, а че? Куда-то не шукель ли факут? Ну, логик.
Давай последнюю строчку. Этой молодой луны какие. Я не знаю, что это за песня. Обманы, провокации. Ковалки на столе. А, ну хорошо, ладно, я тогда кушаю лимон. Давай. Потому что я не знаю. Весь-весь, не стесняйся. Апропо. Eu de foarte multe ori, de exemplu, când scot af. Какой вкусный. Хорошо, сейчас я тебе буду мстить. Я иду туда, туда, где меня ждет любовь, а за ним пустая боль. А, я знаю эту песню. Давай, давай, попытайся вспомнить. Это давно я слушала такие. Банан-кламы. Угощайтесь. Ты голоден? Да, мне он нравится. Хорошо. Давай теперь твоя. Очень. Да. Кипл, ты очень дорогой сегодня теме, мне сделал Китай. Это вообще молдавская, это не эстрати. Давай, говори, кто поет. Ты из общих дух. Дорогость один тей, ее не листрать. Ешь, ешь, дорогой. Дорогость один тей. Я тоже чуть-чуть. О май гад. Pur și simplu așa să mănânci și... Nu, trebuie altceva, să cătare trebuie gândit. Pat grusnei. Da, surpriza e cam așa și așa, stai să mănânci lămâie. Câtă lămâie să mănânci? Acolo s-o grămadă de cartonaș am văzut acolo. Dance, я отпускаю нашу любовь. Da, это новый рэп. Это грустный дэнс, Артик и Астик. Возьми половинку сейчас, в прошлый раз ты съехала с темы. О боже. О. Ужасно. Извини. Очень. А что с ними сделала? Снеги, морозы, лет. Это белые розы, Юрий. Да. Аплаузы. Павел, как обычно, ты ешь мерок форте колорат. Спасибо. Респектив, и сюрпризы сэнт наша мэй спечали. Сдарим сукчес. Уйтаться вы дупая, я сведик, ну прея плакут сюрприза. Семари. Cine știe, poate tocmai pe tine te alege Ana Maria. Între timp, mulțumim pentru prezență. Ana Maria, revină platou de filmare. Ana Maria, tu astăzi ești Irina principală. Azi tot, și tot ce te înconjoară, tot e pentru tine, ca tu să-ți găsești sufletul pereche. Ce părere ți-a lăsat Abel? Pozitiv, vesel. Ты уйдешь с ней. Без нее уйдет, ты не можешь ни в коем случае. Я уверен, что и она выберет тебя. Парт маска. Ce poartă? Mască. De păcate, noi toată lumea purtăm o mască anumită. Da, în o, fiecare circunstanță care, da, azi trebuie așa, mâine așa. Nu sunt de acord că fiecare poartă o mască în circunstanțe anumite. Nu. Da, dar eu nu prea în anturajul meu vezi ca unii care poartă măști. Eu mult așa care sunt ei. Oameni sinceri, deschiși. Da. Zi-mi, te rog, Abel, deci tu nu vezi din start categoric. Tu n-ai putea să-i dai o șansă, pentru că ca să-ți dai seama că bărbatul ăsta este potrivit, trebuie să ai măcar posibilitatea să-l cunoști într-o latură aparte, nu tocmai în cadrul televiziunii. Da, ești pe undeva, să vezi tu cafea, mai vorbești. Da, dar la fel, cum o să fie când el acum a purta masca asta și pe urmă el o să aibă cu tot o altă atitudine față de mine? Dar eu nu cred că el poate să fie un pericol pentru tine, ca prieten sau ca, ca prieten. Bărbat. Ca dar ea nu a venit după prietenii, a venit după bărbat potrivit pentru ea, cu care se poate să întâlneze o familie, așa este? Exact. Atunci Ana Maria este momentul potrivit. Eu cred că, în primul rând, aici trebuie să-ți placă din punct de vedere ai exterior, cum el fizic arată, la fizic. Ei nu i-au plăcut de dânsul și de asta eu început să spună că poartă mască sau ceva de genul. Fiindcă dacă ție îți place omul de-o... Vrem să-l cunoaștem cu potențial mire cu numărul 2, să vedem dacă este el tocmai cel mai potrivit pentru o frumoasă noastră eroină. Costa. Ia întinde mâna, o dă jos, întinde mâna, iar o dă jos. Arta super și asta este pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Dați vă ajut să mă coborâi.
nu știu, e așa de tare, se rușnează sau se emoționează că ea deloc nu ridică privire. Ea permanent se uită în jos. Da. Uitați-vă la reacția ei. E pur și simplu parcă... și gata. În primul rând, el trebuie să o întrebe. Îi permite ea sau nu? Constantin, 22 de ani, este electrician și lucrează într-o... Dacă ce zi arată mai matur. O firmă privată. Pasiunile sale principale sunt fotbalul, muzica și poezia. Consideră că în familie soțul și soția sunt egali. De aceea, ambii trebuie să câștige bani, să aibă grijă de gospodărie și tot amândoi să ia deciziile importante. Constantin își dorește cât mai repede să câștige destui bani ca să-și ajute și mama. Eroul nostru este pe deplin deschis pentru o relație nouă. Încearcă cu tot din adisul să uite de fosta iubită și să întoarcă fila pentru a începe totul de la zero. Dar preîntâmpină că viitoarea parteneră nu trebuie să fie mufturoasă și alintată. Bună seara, Constantin! Bună seara! O premieră, un bărbat frumos, 22 de ani împlinit, într-un ceas bun cu doamne ajută, ești electrician și lucrezi într-o firmă privată. Da. Ca să ajungi electrician, îți trebuie și o facultate, oricum, în electricirea asta de unde ai preluat-o? Asta am preluat-o mai mult de la bunelul. La mine bunel tot e electric. Mm-hmm. El încă, când era Sovietski Soyuz, cum se spune, practic, pentru toate școlile, grădinițele, el a tras lumina, sau chiar și dar ai cu major, nu ți-e frică? Nu, chiar deloc. De ce să-ți fie frică dacă știi ce faci? Oricum. Ia zi, tu, voi sunteți în 4 copii. Da. Ești câte le-ai la număr în familie? Eu sunt primul. Tu ești primul, cel mai mare. Badea, cel mare. Care dă sancțiuni. Da. N-ai făcut. E cum? Nu prea sunt eu tare stroghii, uh-huh. Cum spune Stan. Dar... surorile... El pare a fi un om bun. Este sincer, e o persoană simplă, nu încearcă să pară altcineva. Cum a spus mireasa, nu poartă mască. E numai tu ești bărbat în... da. Și trei fete după tine, da? Sunt trei fete. Mm. Știu ia zi, în ce relație ești cu surorile? Foarte bune. Sunt căsătorite? Două, da, una nu. Da, într-un ceas bun, găsăm noi neapărat. Ziceai că concomitent la... faptul că muncești, ai găsești timp și pentru fotbal, pentru muzică și poezie. Da. Tu semnezi texte sau îți place doar să... doar să le scriu, așa, câteodată. De unde te, nu știu, inspiri? Din diferite circumstanțe. Bine, ce bravo ești, băiat minune. Constantin, tu scrii în anchetă că îți dorești extrem de mult să câștigi destui bani ca să-ți ajuți mama. Da. Câți bani îți trebuie? Păi, pentru toată viața să pot să o ajut până mama ultima zi. Mama ta și-a dedicat toată tinerețea ca să vă crească pe voi tăți patru. Da. Dar ce s-a întâmplat cu tata? Iată, acum am uitat la mireasa, deloc nu ridic privirea, nici nu se uită nici la mire, nici la prezentator, la nimeni. Așa stă și se uită doar în jos. De dragoste maternă am înțeles foarte mult. V-a dat orice ca să vă facă fericiți. Ce? Unii dragoste tata maternă. Tata nu a fost pe lângă noi. Unde a fost? Nu poți spune. Poți să vezi că deseori se întâmplă, poate fizic să nu fii, dar moral și financiar vă poate ajuta. Al vostru? Nici fizic, în dispariții. Nici... Eu consider că așa întrebări sunt incorrecte. Trebuie preventiv de concretizat la persoană, la invitat, dacă el este de acord în general să discute pe acest subiect. Fiindcă deseori se pun întrebări incomode despre părinți. Părinți decedați, divorțați, adică mie mi-ar fi incomod, de exemplu, să fiu în situație de genul și să discut asta la televiziune. E dispariție completă. Zi-mi, te rog, mama ta și-a refăcut viața? Da. Cineva a ajutat-o pentru că să rămâi cu 4 copii destul de complicat. Da, și-a refăcut viața în România. Dar tu ce vrei să-i cumperi? Vrei să-i cumperi imobil, hăinuțe, bijuterii? Vreau bijuterii mai mult. Să o ajut financiar, să nu mai lucreze ea, dar să lucrez eu. Să... Păi dacă ea are soț, el și... nu lucrează? Și el ca fiu.
Dar atunci când ai să ai tu familia ta și când ai să ai tu soția ta, tu tot una toate resursele o să toate le dedici mame? Nu. Nu, eu toate, dar o să facă... O să fac așa ca să ajungă și mamei, tot... și mie, și bravo la toți. Ești. Tu realizezi că în familie femeia are nevoie de mai mulți bani decât bărbat. Da. Tu acum cât câștigi? Undeva la 12.000. Și tu consideri că asta este suficient? Pentru vârsta lui, da. Pentru vârsta până când da. Dar tu ai de gând să avansezi? Da, eu avansez. Tot în profesia asta sau? Dacă să vorbim cinstit, păi 12.000 e destul de puțin acum, la moment. Fiindcă doar că să achiți comunale, eu nu știu, independență, pentru o familie în general e mai mult, dar pentru el singur, de exemplu, și gazdă, și comunale, asta o scoste, nu știu, jumătate salariul de-a lui, gata, se duce numai pe asta. De aceea e puțin, da, fiindcă... Acum numai pe gaz îți vine câteva mii de lei. Vrei să te ocupi cu altceva. Și în profesia asta și încă se mai pregătește și altceva care încă... Nu vrei să spun. Nu vreau să spun. Da, ei сейчас немножечко неловко, я вижу, и как будто некомфортно находиться. Și recunoscători față de părinți vor face fericiți o soție, fericită o soție, fericiți viitorii membri ai familiei. Așa sunt balanțele de regulă. E așa că Constantin, pe toți să-i împace, la toți să facă dreptate, să-i ajute, să-i sprijine, mai puțin să gândesc la propriul interes, mai mult să gândesc la interesul și doleanțele celor apropiați. Sunt convinsă că viitoarea soție va fi o femeie fericită. Până ajung la viitoarea soție, vreau să despre anterioara relație, cea care nu a mers. Cât a durat și de ce nu a mers? Ce s-a întâmplat? 4 ani a durat. 4 ani împreună și de ce n-ați ajuns la altar? Voi la... ați putut să faceți 2 copii. Nu. Trebuie să fac și 4 Marie, dat primul. Zi, de ce nu a mers? 2 ani, cât în... 4 ani. Dubleți. Din cauza că ea s-a cucat cu cea mai bun prietena meu și... și eu... Șoc. S-a cucat cu cel mai bun prieten. Tu fac un an împreună, mare treabă. Și tu? Trebuie să recăzăm când te leagă. Și tu ce ai făcut după asta? S-a supărat. Și el supărat. S-a m-am dus și gata. Până a ajunge la această ruptură absolut urâtă, zic, nu-i bună. În 4 ani, tu ca bărbat, de cine ai luat-o de nevastă? Doar un bărbat îl iubești prin faptele lui. De ce? Ce ești pe străc încă vreo 10? Nu, eu încă învățam atunci și la colegiu. Nu era de gata. Ce tu îl schitești pe Costea? Uite, el numai a intrat în... Da, a fost ziua mea. Oh my God. Ei ți-a făcut un cadou. Tu spui de obicei că bărbat este un fapt. Uite, Constantin numai a intrat pe platou și deodată a luat mireasa noastră în brațe și a dus-o până la locul destinației în brațe. Ana Maria. Eu cred... Ana Maria până mui în șoc, stăși. Că asta îl reprezintă. Nu, un bărbat destoinic, mie îmi placă, ți-am zis. Bun, dă râbzi ca să-l cunoști pe dânsul lateral. În afară, tu zici că joci fotbal. Da. Joci chiar în echipă, ori ca spectator, te uiți, așa, urmăritor, așa, care stă cu bine și cu... Noi cu băieții ne îngrămădim și unde ne îngrămădiți? Dacă știți, la Sculeanca, sunt stadioanele. Dar tu ești originar din... Orașul din Chișinău, da. Am în caz dacă te alege... Nu, unde e copilăritatea, dar povestește. La Călăraș. Constantin, dacă Ana Maria te alege pe tine, unde o să trăiți? În Chișinău. Dar noi Ana Maria niciodată nici nu s-a uitat la dânsul. Toată vrem să trăim. Da, nu deodată. Noi ce să mai umblăm? Că am luat 4 ani și o prins. Stai, noi așa de repede nu ne dăm. Întâi confetnă-buchet, ne-i periut una alta și pe urmă de-am să trăim. Deci deodată unde o duci? Părinții mei s-au cunoscut exact o săptămână și s-au căsătorit. Și uite ce minune de fată. Da, așa că contează să găsești perechea potrivită și la momentul potrivit. O să întinzi tu 4 ani și 40 de ani. Dacă nu-i potrivit, nu-i potrivit. Dacă nu-i om, apoi nu-i om. Ana Maria, dă-i te rog câteva întrebări lui Constantin să vedem dacă îți place orba. Nu mai iar nu-l întreba iar cu întrebări și cu muzică. De ce? Că nu înțeleg de ce. Muzica, eu ascult toată muzica. Nu, și zici și ea nici eu nu ascult. Cât îți de melomană? Da, eu ascult numai asta, pur și simplu. Și, nu știu, eu nu iubesc muzica rusă. Если ей не нравится русская музыка, то это точно не мой вариант. Așa nu-mi vreau să sunt atât de melodioase. Linia armonică absolut fantastică. Un text profund. Care e problema?
Nu, așa nu-i gustul meu, pur și simplu. Și vreau ca perechea mea să aibă același gust. Dar ce ești mai ieri? Dar ce te încurc pe tine muzica pe care o ascultă el? Ce are asta? Voi, dar nu stați permanent 24 din 24 și ascultați cântece. E gustul tău, măcar cânt în ele cu o frântură, că să-mi dau seama. Da, să-i zici voice, nu cântă. Înțelegi? Îi vorbesc greu pe așa, spustesc. Dar muzica scandinavă îți place? Nu. Te am înțeles, îți place muzica care îți prostesc. Am înțeles. Prostologie. Mm-hmm. Eu ascult toate tipurile de muzică, adică pentru mine nu e o muzică anumită. Da, eu compun pentru muzică rap mai mult. Adică tu compui poezie, da, cuvintele pentru muzică rap. Cine cântă? Asta e ok? Anna Maria, îți convine? Eu tot compun pentru muzică rap americană. Dar uite, dacă, de exemplu, dacă tu ai să vezi un bărbat cândva... Nu știu, e permanent râde asta, olea, că e straniu. Nu acum, sau poate Costa, și el deloc nu ascultă muzică. Dar el ți-i place la nebunie. Tu ai să-i arăți muzica cea frumoasă și ai să-l inspiri ca el să o asculte sau nu? Sau tu n-ai să lupți pentru așa ceva? Nu, de ce nu se întâmplă așa? Chiar eu mă îndrăgostesc mai mult în muzica care ascultăm împreună. Intelect. Mă îndrăgostesc în muzica care o ascultăm împreună. Serios? Poate nu-mi plac mai întâi în fățișară, dar după ce cunosc omul și văd că noi avem aceleași interese comune, eu pot să mă îndrăgostesc în asta. Dacă nu asculti muzica ei, nu te mai iubește. Dar ție, pentru ce îți trebuie femeie, în general? Da, chiar. În general, îmi trebuie pur și simplu să am cu cine să vorbesc. Ame, tu ești carismatic, frumușel. Nu te cred că n-ai nicio femeie sau vreo vecină. Sunt? Păi... Nu, mie îmi trebuie mai mult pentru vorbă, pentru... Pereche. Da, să găsim... ceva ce se poate făcut numai în doi, adică... Bă, eu îți spun, bă, câte idei în doi. Noi atâta idei avem, între timp este ideea cea mai minunată, este că este momentul potrivit, vrem să-ți mulțumim că ești în cadrul acestei emisiuni și te uităm în scenă, vrem să te uităm. Ce faci tu, de unu ori în doi? Hai, succese mari! Răp, răpa să citească. Fetele viață ca florile de tei, n-ai frumoasă că ești de ani și să dau doar pentru lei ciocolat. Нормально, нормально. Браво, браво. Поет просто отлично, он очень классный. Ну, ну я, ну и рел. Шо, он прям рано все пердут. Nu s-a pierdut. Este lor este vampir, iau de tine tot ce ai, de nu știi cum să mai ții. Fetele de azi beau mai mult ca mine, fetele de azi fumează tot ce arde, fetele de azi știe când se ghine, fetele de azi măi. Fetele de azi beau mai mult ca mine, fetele de azi fumează tot ce arde, fetele de azi știe când se ghine, fetele de azi măi. Să-ți mai spun ceva, ești o fată harnică de tei. Ai grijă de ea mai bine, că ea nu e pentru lei. Ea va fi cu tine tot timpul, chiar diamant o să-ți iei. Și va fuge după tine până n-o să dea de lei. Va fuma, va bea cu frate și o să zbor de printre mei. Că ce-ai? Mă chelțâni microfonul invers, nu așa, dar așa. Bravo, bravo, bravo. Stăm în suspans, dar știi de ce? Pentru că am aflat că textul ți aparține. Cine te invidiază acolo după text? Fetele? Da. Și beau mai mult ca tine? Da. Mai e Constantine, Constantine, da. Constantine, Constantine, vezi că dacă le povestești pe fete, o să nimerești în gura și lor și vin fetele, după tine. Fetele după tine și ai să vezi ce o să-ți facă. Între timp, mulțumim pentru o piesă, mulțumim pentru prezență și în camera de așteptare. Ana Maria. Ia zi, te rog, ce păreți ți-a lăsat potențial miric cu numărul 2? Mie mi-a lăsat păreri pozitive. Pare că e un om cu minte și cânticul era normal. Constantin. Este un băiat optimist. Lângă faptul că este optimist, așa muncește, este electrician, mai are 3 surori, este textier, sportiv, compozitor. Apropo, textul, da, și melodia îi aparține. Textier. Da, e foarte da. Optimist textul. Ar fi potrivit pentru tine, cum crezi tu? Nu cred. Nu crezi, da. Doamne, dar de ce râs permanent?
Atunci spune ne cum trebuie să fie acela. Primul nu este potrivit, al doilea tot nu este potrivit, a cum trebuie el să fie? Все равно я выйду на сцену, я заберу с собой невесту будущую, вот, потому что я считаю, что у других участников нет попросту шансов соревноваться. Диски не секрету. Ну все, харизматика, я сам пуна авторитет. Ба, да, ты, да, Авель харизматик, Константин харизматик. Да, да, ну а шаком, я вам и дорезк. Да, кому сдаришь там? Да. Uite, dă-ne o descriere în trei calități care ar trebui să le aibă neapărat. Gen, McGregor, gen ceva de genul. Gen, gen ceva de genul, gen McGregor. Gregor. Nu bani du. Испанский стыд. Ну, pur și simplu, eu nu știu, râde unde trebuie și unde nu trebuie, permanent. Gen ceva de genul, McGregor. Dar păi, nu știu, trebuie să te duci la McGregor, trebuie să te duci în vreun, nu știu, club de lupte, să cauți acolo vreun McGregor. Care intră așa de dat. Dar păi s-a intrat de dat. Uitați-vă la fața Lenuței. Știu luat în brață. E că la noi, mă, cameramanul cu numărul 2 poftise că dacă vrei să-l luați el. Dacă e că dam cameramanul, da. McGregor. Vreau ca să înțelegem, până la urmă, știi cum, definiția. Uite, caut un bărbat care să... McGregor, ea cred că a avut în vedere de înfățișare. Că ea și cunoaște și calități are McGregor, a stat cu dânsul de vorbă, l-a cunoscut. Mă sprijine, cu care se pot colabora prin viață, să te adun vise. În cazul tău vreau să am cânte. Ce gen de muzică ziceai tu acolo? Suicide Boys. Pentru ce ți-i trebuie un bărbat? Că să ascultăm împreună muzică. De care muzică? Mă chem și-o să moară de râs acolo. Rămâneți alături de noi pentru că vrem să-l cunoaștem pe potențialul medicul numărul 3, să vedem dacă el este tocmai cel care o să-i cânte frumos pentru Irina noastră. Я Стас, это тебе. Красивый стыд для красивой дамы. Да, просто. Я лишь норю ушит с презенте, я де флор, или антинди мыня, или дедаты. Прекрасно. Станислав este blogger. Афирма кача... Blogger. Această activitate îi umple tot timpul, deoarece e și muncă și hobby. Stanislav este foarte perseverent. Uneori, într-atât, își concentrează forțele pe propriile... Iată, el a mai fost. ...scopuri, încât se mai întâmplă să uite de oamenii apropiați. Este gata să împartă cu iubita sa tot ce are, adică emoții pozitive, timp... El încă învață la școală. ...liber și planurile de viitor. Este mândru de reușitele obținute până la vârsta de 18 ani, iar lista arată impunător. Și-a cumpărat un automobil, un apartament și a câștigat primul său milion. De fosta iubită s-a despărțit pentru că, la acel moment, încă nu știa să îmbine relația de dragoste cu aspirația la un viitor fără griji. Станислав, bună seara! Здравствуйте! Как дела? Замечательно, у вас как? Скучали, ждали тебя. Очень приятно это слышать. Станислав, зи-ми еще одна раз, и для меня, как сын минте, че функции деци ты, то есть че мунчеш ты? Джобл тău de ба... Ты спонеки, ешь менеджер пентру блоги? Да, это так. Я повестиште-не. Да, я отвечаю за все внутренние процессы у блогеров, включая, отвечаю на запросы по рекламе, монтаж видео, обработка фото, написание постов. Хоть коста ста? Около 250 евро в месяц выходит. Да, чей, с одного. То есть 4 это... Это где-то 1000-1200, да. 4, да. В принципе, для твоего возраста считаю, что очень даже... Это очень хорошо. Да, очень даже неплохо. Ну, я просто в блогинге уже 8 лет как этим всем занимаюсь. То есть я начинал еще сам как блогер, потом перешел более вот закулисные процессы. А где процессы. Ты научился? Откуда ты взял эту профессию? Как только это начало зарождаться в целом блогинг, я как бы увидел в этом перспективу и будущее и начал этим увлекаться. Потом, то есть ты читал в интернете о том, как это делается или как? Да, я... Или пошел какие-то курсы? Нет, все было в открытых источниках. Я смотрел также видеоуроки, были для начинающих, для новичков. Также смотрел на других блогеров, как они делают, пытался тоже повторить что-то. И вот как бы дорос до такого, что... Какой средний? Да, где-то вот с этого возраста начал.
Ну, как если компьютер подарили, какой так и вот пошло. Какой средний возраст твоего клиента? 21, где-то так. То есть, ну, я с взрослыми людьми они работаю, все да. старше тебя? Да. А какая тематика? Там в основном развлечение идет, потому что более на детскую аудиторию. Все. Вот. А что нужно школьникам? Провести весело время ты после школы. Ты учишься параллельно где-то? Да, я учусь в колледже на управление и администрирование бизнеса. В дальнейшем как ты думаешь развиваться? Да, я в целом хотел набрать как можно больше блогеров, с которыми работать, и открыть свое как бы рекламное агентство. И потом уже в целом есть как некая мечта открыть просто свой ресторан, чтобы, ну, просто прикольно. Круто. А жену какую ты хочешь? Какая она должна быть? В целом, чтобы, по крайней мере, уважала меня. Вот. А за что тебя уважать? А ей за что? За мои поступки, достижения, за хорошие отношения к ней. У Станислава действительно далеко идущие планы. В 12 лет, как минимум, вот первый такой взлет. Раньше, ну, в 12 лет уже Олимпиаду выигрывали. А вот... Фортстране. В твоем случае, в твоем поколении, это уже, когда знаешь прекрасно свои цели и можешь подстроить. Я мен пресек миряса, я есть певалу ей. А коли врубешьте, йос, мы гандесла Suicide Boys. Слышь? Вот именно то, что самое актуальное, да, в бизнесе, например. Действительно, свое дело. Очень много Юпитера, Стрельца, еще и знак Козерога, да, вот, то есть... Я думаю, что у тебя все получится. Юный танк. Абсолютно, да. Интересный момент, потому что в июле, в середине июля у тебя возврат узлов кармических, и они как раз попадают на сферу партнерства. Возможно, встретишь девушку. Я отрачусь от тенцела Миряса. Или это будут очень крутые для тебя проекты и нужные партнеры. Но одно другому не мешает, но все-таки первая половина я бы, конечно, ориентировала или рекомендовала больше, что ты рос. Рос, по возможности развивался в своем направлении. А потом можно уже и ресторан с луной во втором доме, да, чтобы покушать наконец-то и насытиться. Este momentul în care vrem să... Chiar ne-i foame. Să salutăm și pe cea care este lângă tine, prietena ta, Lena. Bună seara! Bună seara! Spune-mi, te rog, ce legământ aveți de cât ați des prieteni? На самом деле мы недолго знакомы, это все через общую компанию. Но я знаю, да, как вы уже сказали, Стас очень энергичный человек, он умеет и держать внимание аудитории, он знает, что нужно людям, он этим давно занимается. И насколько я вижу... Фата, это самое ку актриса, дар ну после нету каменти день фильм куму кему пидаса. Он все, что делает, независимо от того, то есть это работа, это хобби, это друзья или это девушка, он максимально вкладывается во все, что ему необходимо, все, что ему интересно, во все, что представляет. Это партия финансовая, не сгорчит, или он партия кутец? Я не считаю, что он жадный, как бы, что вот нет, что только себе, там, и как бы, он свою энергию в любого рода, то есть он действительно ее вкладывает. Окей, да ты как думаешь, он карьерист в фелом лиз, или ба? Потому что люди, de обычай, на 18, 19, 20 de ani, люди, которые doresc să le facă o carieră, nu vor scaute o mireasă ori o mirie, sunt cu целul bine determinat. Ну, это по-разному происходит. То есть, я тоже согласна, да, что в основном те, кто заточены именно только на зарабатывание денег, в основном, да, им личная жизнь как-то Я думаю, что у Станислава не та история. Мне кажется, что да, у него не то, что вот он специально это... хочет себе построить карьеру. Это так получается. Так Да, так устроен. Он настроен на... Может, что это один из способов выпускания этой энергии. Есть куда тратить. А скажи мне, пожалуйста, у тебя предыдущие отношения чем закончились? Так как они были достаточно в юном возрасте, они закончились тем, что я был инициатором расставания. Я, так скажем, сделал акцент на карьере. Вот. Но то были тогда свои причины, но сейчас я считаю, что это такое... Возраст себе. Какой был? 16. 15-16 в этом году. Ну, прямо один 3D6 и села. Ай, скрис, конечно, миллионер. Миллионер инчи? Было дело. Лень, рубли. Рублей. Да, декари я... рублей. Декари, мой сын. Еще раз. Советские. Ставя люкси. Не, российские бань. Рубли. Вот. Да, дюнди, по-нонди, дюнди, кштигату. Миллионы рублей. Где они сейчас? Я же машину купил.
И потом продал и на квартиру вложил. Вот. А, в общем, я 3 года, почти там 4 с хвостиком, ну, короче, 3 года я работал монтажером, так как я понял в процессе съемки видео то, что мне больше интересен не сам процесс блогинга, не само выкладывание видео, а то, что мне нравится именно этот процесс закулисья. Соответственно, вот поэтому я сейчас менеджер, потому что я получаю с этого удовольствие. Вот. Я монтировал видео достаточно много, ну, на протяжении 3 года, и заработал. И у меня так именно была цель заработать именно 1 000 000 конкретно на монтаже. Что я молод граешь ты? На секунду отвлеку. Невеста тебе нравится? Да. Скажи комплимент ей, чтобы мы поняли, что ты не только на бизнес ориентирован, но и... Да ей требу комплименту есть-то. Витаться к ей... Я висал, я нужнику гэнду лалчева. Да, женщина. Да, очень привлекательно. Нечно слой ты ладенсу. Мне нравится, что она вот как идет, как творческая личность. А музыку? Музыку какую слушаешь? В целом, я меломан, мне все, что включи, мне все будет нравиться в этом плане. Вot tu mă unei povestesc atâtea vise realizate, bravo, ești un om într-un ceas bun să-ți fii, știi? Dar cum crezi tu peste 10 ani? E ca dacă tu ai zis acum 10 ani în urmă că cândva va fi în vogă blogging-ul, la moment, cum crezi tu peste 10 încă ani? Мне кажется, все-таки криптовалюта, потому что это начинает только развиваться, а именно не просто покупать определенные монеты, а в плане вкладываться в проекты, которые имеют перспективу. Метавселенная, разные NFT-проекты новые, которые появляются, вот в них стоит вкладываться, потому что быстрых денег они тебе не принесут, но на долгосрок, это где-то 4-4 года, они, да, могут вас обогатить. Да, да. И более, Анна Мария, ты ешь еще? Да. Я Аллан Требарь. Ты ешь еще, ты ешь куной? La mine deja e întuneric. Afară e destul de înnorat. Apoi să rave-uri la techno. Да, вообще без проблем. Ее только музыка интересует. Кристина, астрологик, вспомни, ты рог. Я уже сказала, что парень очень интересный. Перспективный. Ну, вообще... Катар ела и дестул и дештепт. Развитие, понимает, видишь, все тренды ловят. Шанкши и фрумуас, мэй, я у тебя цвечок, я рверс. Она будущее, может быть, там свое телевидение какое-то, потому что такой богатый третий дом, такой вот дар оратора, вот уберу. А сама я скажу, что это канал ТВ открыть, вы имеете в виду? Ну, например, да. Навряд ли, потому что все контролируется. Тогда в политику иди. В политику, да, я думал об этом. Интересно, 18 лет столько всего и успел, и... Да. Ну, были хорошие примеры для подражания. Это то, что отец меня хорошо воспитывал. А кто родители у тебя по профессии? Папа директор заправки, мама директор отдела кредитования в банке. Директор? Молодцы. Да. Лена, что расстроилась? Меня стану мама ищет. Ну, Станиславу нужна девушка, на самом деле, которая музыку слушает только. Да? Девушка, да. И сколько девушка, продукт как... музыки, он что не нас пока. Я не завершила. Девушка, которая действительно... Я не завершила. Ну, Андрей Рупец. Действительно, успеет за Станиславом тоже в темпе развиваться. Обязательно девушка должна быть умная. Тут такая Венера тоже стрельцовская. Вот интересно, хозяюшка, чтобы она умела готовить, или это уже не совсем важно? Это не обязательно. Не обязательно. Но тем не менее, чтобы любила. Чтобы да, да, главное уважение. Преданное, да, уважение. В первую очередь уважение. В первую очередь. Потому что если нет уважения... Да. Ну, девушка то есть, нужна... мы были как одна команда. Абсолютно точно. Да, коли я надо фаши команду. Ну, мы разные немножечко. У нас нет, не так это только деловые отношения. Да. Да, cu Ana Maria, crezi că sunteți compatibili? Nu. Cu Lena ești разный, да, cu Ana Maria? Прикольно. Прикольно, ну, да? Там уже время покажет. Bun. Este momentul potrivit în care vrem să te invităm în scenă, cu siguranță toată lumea vrea să vadă și eroina, dar și noi, urmăritorii. Ce surprize ai pregătit? Succes să mă aștept, Slav, în scenă. Я знаю, что ты любишь музыку, и я бы хотел тебе преподнести именно музыкальный, но необычный подарок. Вот, а именно подарить тебе футболку, которая будет храниться вечно, с QR-кодом на лирический трек, чтобы ты унесла сегодня не только положительные эмоции, но и что-то материальное. Это очень мило, да, это очень классно. Данный трек находится в районе сердца. Надеюсь, что после данной передачи там окажусь и я. Круто. Да, прикольная майка. Я люблю черные. Станислав, браво. Destul de drăguț cadou. La surpriză absolut fantastic. Din start ai dat un tricou, ține minte, acolo este numărul meu, logotipul meu, mă sună dacă ceva, da? Este minunat,
ții succese mari în domeniul și tărâmul pe care de altfel tu zici că vrei neapărat să obții multe lucruri frumoase și fantastice și succese. Cine știe, poate acum pe tine te alege Ana Maria. Ana Maria, astăzi decizi să aparțin totalmente ței. Da. Zi-ne, ce părere ți-a lăsat și Stanislav? E rolul, mai bine zis, Mirele cu numărul 3. Deci el, la fel, e optimist, serios. Ce ne-ai văzut că el e bogat, el are loc în societate, el e un om foarte ambițios, care obține, care face, care zice. Pentru mine asta nu prea contează. Pentru asta contează Suicide Boys. Pentru asta contează doar muzica. Sincer. A, da? Deși financiară nu are nicio tangență, tu îți dorești un bărbat care să asculte muzica ta, care îți place ție. Da, pentru distracție mai mult. Procentajul ca să fie împreună. Pentru distracție mai mult? Asta să fie undeva de 20 ceva de procente. Tu cândva... Eu cred că ea pe nimeni nu o alege. Gândești că tu ai să ai copii? Da, mă gândesc după 30 de ani mai mult. Muzica spirituală, mai spirituală se hrănească. Și tot atunci, tot ai să cauți un tată pentru copiii tăi ca să asculte de aparat muzica care ți-a plăcut acum? Nu știu, poate să mă schimb. Acum caut mai, nu știu. Poate trebuie un pic cu mai, așa, mai cu solid cu picioarele să stai, da, pe pământ și să, nu cu capul în nori, dar să te gândești la o perspectivă. Că bărbații, tu ești într-așa o vârstă când toți bărbații acum sunt de vârsta ta și 2-3 ani diferență, dar ei pe urmă o să aibă altă perspectivă, ei o să fie altfel. Tu ai să rămâi suplă și frumoasă, dar ei o să fie niște bărbați, businessmani sau... Dar de știi exact, cum o să rămână eu știu cum o să rămână ea. Și tu trebuie să te gândești cu perspectivă, nu? Sau nu numai la distracție să te gândești, mai ales că tu ți-ai ales așa o profesie interesantă. Tu înțelegi de unde provin lucrurile. Desigur. Dar acum nu prea mă gândesc că nu prea am nevoie de relație serioasă. Cineva stai mereu la capul meu, unde te duci, cu cine ești. Care propunem să facem o recapitulare. În cadrul acestei emisiuni am avut parte de 3 potențiali miri, Abel, Constantin și Stanislav. Tu, Ana Maria, pe noi ne asculti și după aia decizia să aparțin totalmente. Între timp, cum am zis, recapitulare. Abel, 22 de ani, vânzare de apartamente, zici că vinde cașcaval, brânză ce mai vinde el acolo. La surpriză, cartonașe muzicale, cum aș fi zis eu, cu siguranță eu fiind artistă, nu aș câștiga nici jumătate din cele ce-o scris acolo, că n-am înțeles dintre așa muzică nimic, dar este un bărbat foarte și foarte mi-mi place. Constantin, 22 de ani, un băiat absolut fantastic, electrician de meserie, mai are 3 surori, este cel mai mare, este textier, sportiv și și-a cântat proprie compoziție, la surpriză. Și Stanislav, deja noi l-am discutat. După treaba erahică, așa cum am menționat tot timpul și am zis, Maria își spune gândul pe cine să alegi tu și după aia revine Cristina. Am avut 3 mici destuinici, interesanți. Constantin este foarte carismatic, interesant, cu perspective, care se gândește la familie, el este grijuliu, dar el nu-ți trebuie ție, nici tu lui nu-i trebuie. Constantin nu? Nu. Și mie mi se pare că el e cel mai compatibil. El este foarte fain, el este unul din cei, adică din toți 3, el este cel mai bărbat, acum la moment. La vârsta lui. Muncește, agonisește. Da. El este un, cum să spun, da, el a intrat și te-a ridicat în brațe și a arătat deodată că el vrea să aibă grijă de o fată. Dar tu de asta nu ai nevoie. Da. Noi asta o tăiem. Nu ne trebuie nou bărbați care ne poartă în brațe. Pentru ce nou ne trebuie? Nu trebuie. Nou ne trebuie unul care ascultă muzică. Nu, care și seamnă cu McGregor. Da, și pus cu McGregor. Nu, cu McGregor, ok, eu sunt de acord. Mă duc și eu cu dânsul, dar nu-i pe asta. Stanislav, cu perspective, care știe să facă bani, care știe să facă proiecte, care are un dar de a privede. Așa am simțit eu. No. Așa am simțit eu. Dar el tot nu este bun. Tot nu este el bun pentru noi, de atât că nu ascultă el muzică care nou ne trebuie. Adică vorbesc la plural? De atât că eu vorbesc din numele miresei noastre de astăzi. S-a identificat Maria cu ea. Și Avel, care a fost, nu știu de câte ori, nu țin minte de câte ori, dar țin minte că a fost de nenumărate ori la noi, care are o
nu o viziune, dar un mod de a se prezenta deosebit. El de fiecare dată, el de-am a fost la noi, nu știu, iepuraș, după asta el a fost blogger, acum se ocupă cu brânză, realtor de brânză, asta e, mi se pare că deja este un nivel foarte destoinic. Nici Stanislav nu a prognozat așa ceva. Da, nici Stanislav nu are așa pronosticuri extraordinare. A venit în ochelari pentru 3D cinema, deci eu cred că pentru tine el este cel mai potrivit om pentru ziua de azi, pentru distracție. Toți, când el stă urmare cu ochelari 3D? Da, și ai să dansezi rave 20 de ore, dar el stă și o să te urmărească. Eu cred că asta pentru tine, pentru ziua de azi, este cuplu perfect. Dar ce, cum dansează tarie? Dar cum se dansează? Măcar arată-mi un pic ca să ne dăm seama. Trebuie muzică. Dar nu, pe simplu, aceleași mișcări, eu repet, așa. Da, nu te pozorai, te rog, nu trebuie. Eu spus, nu te pozori, ia stați încă o dată. Pe simplu, aceleași mișcări, eu repet, așa. Da, nu te pozorai, te rog, nu trebuie. Am zis că nu te pozori, te rog, nu trebuie. Da. Dacă nu ne-ai zis... Nu! Ce este? Tu parcă ai făcut așa niște lucruri, parcă ești dirijor. Asta e tătuie muzica ta. Părerea mea, ați înțeles, doamnă Linuță? Când vezi că fac... Da, că nu-ți poți vorba asta. Că așa înseamnă că eu sunt cu dânsa. Am înțeles. Acum te întrebați. Bun, pe cine se aleagă? Pe Abel, tu ai zis. Da, ok. Cristina. O să vă mirați mult, dar este doar un candidat aici care se potrivește foarte bine astrologic. Deoarece Ana Maria, după părerea mea, trebuie să mai călătorească mult, să fie în căutare de sine, să se aprecieze în mai multe aspecte, în valori, în viziuni, să-și facă studiile. Și foarte corect ai zis că vrea la 30 de ani copii, sau după. După 30. Sau... Uite, la tine Saturn este în casa 5-a, ca și guvernatorul ascendentului tău, Jupiter, tot acolo. Și da... E fain, anul exact la 30 sau după 30, să te gândești foarte matur și responsabil la un copil. Însă până atunci poți să lucrezi cu copiii sau în domeniul artei, spre exemplu, da? Până ai să te regăsești cu adevărat. Care este candidatul, ca să nu vă țin în suspans? Stanislav. Dar el este prea mic, după vârstă până ce, și băiatul are așa planuri și îi doresc sincer succes. Chiar îmi pare că sunt prea diferiți, prea. Dacă ar fi avut, nu știu, Stanislav, un 30 de ani, da, probabil că Ana Maria s-ar fi interesat. Nu, dar el nu ascultă rave. Nu. I-ar fi plăcut, i-ar fi fost interesant. Însă, el este unicul care se încadrează și care foarte bine se potrivește, însă eu nu... Eu consider că Ana Maria ar putea să-și aleagă un prieten și... Este prea timpuriu pentru crearea unei relații serioase. De-aia, până ce fie în căutare. Băi, pe cine să aleagă? Pe nimeni. Eu nu recomand pe nimeni. Aha. Bun, am înțeles. Ana Maria, îți mulțumim pentru prezență. Dar tu, Linuța, nu recomand. Nu, eu nu recomand niciodată. Eu sunt aia care stă, știi cum, fac conexiune. Nu, Ana Maria, mai în glumă, mai în serios, este momentul potrivit în care vrem să-ți mulțumim pentru că ești în cadrul acestei emisiuni, dar și este momentul potrivit în care tu, personal, așa de altfel, cum am zis și am menționat deseori și o să menționez încă mulți ani înainte cât o să fie această emisiune, alegi potrivit. Cum simți tu cu sufletelul și cu inima ta? Te invităm în camera de așteptare pentru că acolo te urmăresc cei trei bărbați care așteaptă să fie deschisă ușa și să-l alegi pe el cel mai potrivit. Și te aștept să revii în scenă. Succese mari! Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată... Nu a ales pe nimeni. Vă îndemnăm să vă ascultați inima și neapărat să faceți alegerea potrivită. Din păcate, eroina noastră principală, Ana Maria, nu a ales pe nimeni. Vouă, însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scriți și să completați ancheta. Eu sunt aceeași, Lenuța Gheorghiță, și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată cuvintele magice. Hai să ne căsătorim! O seară frumoasă pentru toată lumea bună, o seară frumoasă! O seară frumoasă! Iată, asta au fost toți. Puneți, vă rog, impresiile voastre. Care mire v-a plăcut? Dacă v-a plăcut mireasă? Ce opinie aveți despre ea? Dar la mine deja e noapte aici. Trebuie să pun mai multe lumini. Nu m-am așteptat că atât de repede o să fac întuneric. Asta a fost tot.
Пока. Ще вам вруць вас спун, к пі дата ді 17 апрілі, ам вадут ун анунс постат пі Фейсбук, дзе спрі ун мотан, пі карел кеамы Смокі. Ела петрекут ін клініка 25 ді зілі, ёу ва аташе скрінурлі, ка вой салі чтіць, савідець шивой, ще вор фі не вої ці лантарка ін страда, мій містат міл ді ел, ел a fost traumat destul de tare, de aceea eu cred că pur și simplu așa în stradă, el nu va supraviețui. Și de aceea eu l-am luat la mine la întreținere temporară. Eu îl îngrijesc, eu am să-l mai duc la medic, la veterinarul la care duc și psicile mele. Căutăm stăpâni, iubitori, care să-l îngrijească pe Smokie. Știu că puțini oameni vor vrea un motan care are deja 3 ani, care este chinuit de soartă, mai mult oamenii vor animal de rasă și tot așa mai departe. Dar totuși sper ca să-i găsim stăpâni. De aceea, dacă cineva vrea să-l iei pe Smokie, scrieți-mi pe Instagram.